În cadrul unei conferințe de presă, profesorul universitar Radu Carp a declarat că nu trebuie pus un accent deosebit asupra persoanei care ocupă funcția de premier interimar. Trebuie să fie o persoană care să asigure administrarea curentă a guvernului. Nu avem ce să comentăm. Că e Câmpeanu, că este Dușa, nu are nicio importanță. După domnului Dușa, care avea niște... E probabil că de asta s-a și renunțat, de defrișări, de interese. Da. Și domnul Câmpeanu n-a promovat ordonanța aceea cu plagiatul, prin care puteai să renunți la teză de doctorat? Deci toți miniștrii au un sertar, un schelet. Hai să fim serioși. De-aia am spus că nu contează cine este prim-ministru interimar, ci cine asigură. Slavă Domnului că un prim-ministru interimar nu poate să dea ordonanțe de urgență. Totodată, în cadrul conferinței s-a subliniat importanța organizării unui referendum, această procedură fiind o variantă de soluționare a doleanțelor românilor aflați în stradă de zile întregi. De asemenea, senatorul PNL, Marius Pașcan, spune că pentru a se obține o resetare a clasei politice cerută de Vocea Străzii, este necesară schimbarea unor legi fundamentale. Dacă tot se face o resetare a clasei politice, trebuie să ne gândim și la legi fundamentale care se cuvin modificate. Și una dintre ele este legislația electorală privind alegerea primarilor și a președinților consiliilor județene, unde, din păcate, și-a impus punctul de vedere actuala majoritate parlamentară, n-ar fi trecut altfel această lege, dar este nefiresc, câtă vreme ne bazăm pe principii, ca primarul să fie ales dintr-un singur tur de scrutin, astfel fiind favorizat primarul în funcție care candidează pentru un alt mandat, nedându-se șansa reală a unui challenger, a unui secund care aspiră la acest fotoliu de primar. Pe de altă parte, este la fel de nefiresc și nedrept ca președinții consiliilor județene să nu mai fie aleși uninominal, ci să fie aleși din rândul consiliilor județeni. Pașcan mai spune că formațiunea politică pe care o reprezintă a solicitat un acord politic pentru alegeri anticipate.